Noul update de pe CS2 este aici și deja oamenii se distrează fantastic de mult cu aceste skinuri. După cum puteți observa, o să vedem astăzi 20 de skinuri fantastice și minunate create de jucătorii acestui joc mirobolant numit CS pe care îl jucăm cu toții. Bun, de asemenea, pentru cei care nu știu încă ce se întâmplă și care e toată situația, și cei cu stickerul ăsta și ce, păi a apărut un update nou pe CS2. Bine, nu e doar să vă arăt legat de cum se numește de stickere și de poziționare ca să înțelegeți un pic, dar oricum e update nou. Avem și case nou care acum bă, văd că e 10 fucking euro pe market, avem skin-uri noi, avem moduri, un mod nou de joc, uh, avem arm race, mă rog, vechi, nu e chiar nou, dar cei cert e că avem content nou și astăzi o să-l explorăm un pic, pentru că sunt super entuziasmat. Bun, uh, Guide, bun, aici avem un guide peste care m-am uitat și eu ca să înțeleg ce... E, ideea este să pui stickere unul peste celălalt în așa fel încât să iasă anumite cuvinte. De exemplu, pui sticker cu Nex, apoi pui un sticker de la Spice. Ce... Mă rog, eu nu știu dacă este al unei uh, firme sau ceva, unei echipe de OCS uh, sau e doar un șarpe pur și simplu. Aici certe cer, cer, că mă rog, arată casă, deci de la Nex se face sex și așa mai departe. Ăsta îl rotește, îl faci G și tot felul de diverse ce să faci, cum să faci, care e d, care arată uh, ca e, care arată ca f, în fine, este un uh, tutorial și un ghid, mai bine zis, uh, foarte fain din care poți să îți dai seama cum să faci sticker -le, și să le pui și cu asta ajungem, mamă, ce intro lungă am făcut, dar, în sfârșit, ajungem la cele 20 de skinuri făcute și chiar sunt și că skinuri sas niște skinuri foarte sas 20 de skinuri pardon 20 de idei briliante cu noile stickere bun, și la avem, deci prima tot să avem chestia asta, nu știu dacă e pe bune sau e photoshopat pentru că a apărut ca pe acolo și sincer cred că e photoshopat înainte să se poată să se facă la ce am așa o presimțire. Bun, și trecem la primul, sau mă rog, numărul două... The Will children play? <laughs> și după cum puteți vedea, nu înțeleg ce este așa neobișnuit la acest skin. Adică, după cum puteți observa, avem uh, două skinuri de... două skinuri de la ENDS două de la Navi și unul de la Mouse. Și așa de complicat. Omul e, cred că, foarte fan Ends și Navi și mai puțin... Uh, uh, cum se numește... Uh, și mai puțin uh, Mouse. Dar totuși. Bro. Bro. Don't worry, I'm ass. <coughs> 25-30 de dolari să se amor nu mă de Draft. Sometimes you need to mock the opponent. Dacă data trebuie să-ți bagi joc de opponent, da, nu știu ce să zic. E care. Are probleme dorințe. Chicken. Yes. Ok. Trebarea e chiar este un sticker cu dick, adică mi imaginez și eu că poate fi un jucător, but still fine. And... For this. hai uh, să vedem ce. Well, not unusual, but for those who know the Russian language, it will be quite easy to read the word PIDOR which translates to men of non-traditional orientation. A, ah, deci stai pe bune, așa se traduc ăștia, vor, vreți să ziceți mie că rușii, în loc de gay, zic, deci, voi vreți să ziceți mie că rușii sunt așa de drăguți cu gay încât îi descriu ca pe uh, bărbați care nu sunt de orientare tradițională, pe bune, Așa îi traduc rușii? Așa îi descriu? Ok, fine. Deci pidor, asta nu știam să... 5 dolari. 5 dolari. Okay. Ai... Bă, sincer, pentru 5 dolari da s-ar merge să mordă, nu? What the fuck? De ce nu m-am așteptat la asta? De ce, nu m de ce trebuia să fie prima chestie la care mă gândeam? Holy fuck, bro. Nu pot să cred că de... Nu pot să cred că de... Ce? De, de ce arată... De, de, deci chiar arată ca un... Nu știu cum să zic. Nici măcar... Bro. Hai mă, pe bune. Acum ce? Începem stric. Acum toată lumea e cu cuvântul magic, eh? Uh, 7 dolari. A, uh. Asta ah, e nu, asta e pe bune, asta nu e photoshopată, chiar l-a făcut cineva așa. Îmi place cum se uită Onegen. Ha. Cred că e at un pic să se prinde. Moreover, de craft such... Pana mea, noine. Au pus... Acum realizez că au pus să mort, -o. au făcut asta cu... Titan de la Katowice 2014. Lumau. Unisex. Genial. <laughs> ok. De ce mi asta, asta cred că a fost. Asta cred că mi s-a părut mai fani că și-ar fi dorit ăștia să le facă, doamne. uh the three dollars a too everything is clear here and such a p90 can be made for three dollars Lașni. Lașni. Hai de cap, bă, ce oameni. Ok, asta e Asta da, asta și văzut. Chiar mă gândesc. O tipă de asta că am văzut acum. Bă, să, să, sărăm, să, să sărim peste comentarii. unde deci am mai văzut-o în ultimele 10, nici n-am observat să nu mor eu. Brain, shit. Și asta am mai văzut-o deja o dată, dar acum este cu variație. Ultim, skin. Face <laughs> că l-au pus și post shirtless. Ok, bun, am ajuns la ultimele 5. Hai să vedem. Asta uh... <hide> Astea doi peste O... 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 următorul <laughs> ok, asta mi se pare fain. Ok, asta e funny Am și eu... Pot... ta poate o să o fac. 3, deci cred că au fost altele. Asta măcar e fani fără să fie cum se numește. astea se par că nu sunt chiar așa de ceva s-au parut altele mai acum cei drept având în vedere că marea majoritate nu sunt tocmai creștine să zicem așa nu au da, cred, cred că e mai ok să le pui pe astea mai cilat la 4. Păi... Aul de buget. Hai de frate, pune deja am văzut vreo 5 de astea, I mean, a fost fanii să zicem, cred că prima dată, dar după ce a trecut chestia de alol, ah, prea mai mi se pare fain dacă mai văd iar de vreo 22 ori skin cu tot astea. Și copă bună. Ce pot să zic? Foarte schinos. Uh, da, într-adevăr, toate aceste schinuri arată ceva. Încă îmi pare rău că au fost multe care s-au repetat. Mi-ar fi blocat mai multe, dar hei, e o chestie nouă. Sunt doar câteva zile de când a apărut uh, uh, chestia cu stickerele și chiar aș vrea să văd ce iese din nebunia asta și ce arme mai scot oamenii. Oricum, voi aveți vreo armă pe care v-ați făcut-o uh, cu skinuri sau, sau nu, cu uh, stickere sau nu. dacă aveți și vreți să vă mândriți, o și voi. În descriere este un link de la serverul meu de... Da, mă, să o să -l știu una. Vezi că am lăsat un link de la serverul meu de Discord. Ok, deci am lăsat în caselor meu și puteți să o acolo la poze dacă vreți să vedeți. Văd eu și să vadă și alții ce build aveți. Oricum, am asta o să fie tot. Eu aici o să termin acest clip și noi auzim data viitoare, oameni. Ceau les!